Căci tu mereu ai fost cu mine și ai fost atât de bun, atât de iubitor. Seara asta, despre dragostea lui Dumnezeu nespus de mare față de noi, aș vrea să învățăm din Sfânta Scriptură. Vă invit să deschidem Biblia împreună, Evanghelia după Luca, capitolul 15. Citim de la versetul 1 până la versetul 24. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu el. Dar el i-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii săi și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în aceste momente cu inimile deschise, cu mințile deschise. Doamne, Te rugăm, vorbește-ne din nou.
Te rugăm, vorbește prin cuvântul Tău viu și lucrător fiecare dintre noi. În mod special, Doamne, mă rog, vorbește în seara aceasta celor care încă stau departe de Tine. Celor care sunt căzuți, celor care s-au îndepărtat, celor care se confruntă cu probleme, celor care cred că nu sunt iubiți, celor care se simt abandonați, Doamne, vorbește-le, cheamă-i pe nume, pe fiecare. Vorbește fiecare dintre noi, iar noi, robii Tăi, vrem să ascultăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Mulțumesc Domnului pentru orice privilegiu și oportunitate de a mă închina cu frații și surorile din alte adunări. Și mulțumesc fratelui păstor Remus pentru invitația de a fi aici în seara asta. Așa cum a spus, nu de mult a fost la noi la Providența. E frumos să mergem din când în când unii la alții. Până la urmă suntem o biserică a lui Hristos care se adună în mai multe locuri. Suntem frați și surori, avem atât de multe lucruri care ne leagă ca și oameni care fac parte din familia lui Dumnezeu. Primiți salutări de la Providența, multă dragoste și Domnul să vă înmulțească harul aici la Golgota și să vă dea binecuvântare în tot ce faceți. Mă rog și pentru cursul de catecheză care le începeți. Noi acum suntem aproape gata cu un curs de catecheză și chiar pe 7 vom avea un botez, dar de ce nu? Din 7 putem să începem alt curs și noi. Ne rugăm ca Domnul să continue să lucreze în inima celor care încă nu s-au împăcat cu Domnul. Și chiar în seara aceasta, rugăciunea mea se îndreaptă spre copiii care au crescut în familiile fraților, care au crescut în adunare, care încă stau și se gândesc ca Domnul să lucreze în inima lor și să vină acasă. Întotdeauna m-am gândit, încă de când eram copil, încă de când eram tânăr, la cuvintele Domnului Iisus care spunea că vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov și fiii împărăției vor rămâne afară. Ar fi tragic, ar fi o tragedie ca tocmai cei care au un privilegiu aparte de a crește cel puțin într-o cultură, dacă nu mai mult de atât, creștină, serioasă, în case unde mama și tata se roagă pentru copiii lor, în case unde copiii sunt binecuvântați și nu înjurați, în case unde există dragostea lui Dumnezeu exprimată. Ar fi o tragedie ca tocmai cei care de mici copii sunt aduși la biserică, la școala duminicală, învață acasă, învață la biserică tot felul de lucruri frumoase. Ar fi o tragedie că atunci când ajung la vârsta în care ar trebui să ia niște decizii serioase pentru viitorul lor, să o ia pe alături. Așa cum vom vedea în seara asta, a fost cineva care a luat-o pe alături. După masă așa, spre seară, o femeie mai tânără și bunica ei stăteau afară pe verandă și discutau, cum se întâmplă de obicei când suntem doi care vorbim, în loc să vorbim unii cu alții, vorbim despre alții. Așa că stăteau și vorbeau despre un membru al familiei lor care se rătăcise. Și asta tânără zice, pur și simplu, nu e bun de nimic ăsta. Este complet nedemn de încredere, ca să nu mai vorbim că e leneș. Da, a zis bunica, este rău. Și în timp ce se tot legăna pe balansoară acolo, și așa e rău, dar Iisus îl iubește, a spus bunica. La care doamna asta tânără zice, nu sunt atât de sigură. Oh, da, l-a asigurat bunica, Iisus îl iubește. Și au continuat să se lege neamândouă. Și femeia asta tânără,
peste câteva minute a adăugat următoarele cuvinte. Desigur, Iisus nu-L cunoaște așa cum îl cunoaștem noi. Nu știu dacă simțiți vreodată așa ceva despre voi înșivă. Oamenii îți spun adesea, Dumnezeu te iubește. Dar te gândești câteodată, dacă chiar este așa, dacă Dumnezeu chiar mă iubește, atunci e prea posibil că Dumnezeu nu mă cunoaște prea bine. Dumnezeu nu știe exact cine sunt eu în realitate. Este un autor, Lois Cheney, care a scris o carte pe care el a intitulat-o Dumnezeu nu poate fi prostit. Și ascultați ce scrie omul acesta. Se spune că Dumnezeu are o răbdare infinită. Și asta este o mare mângâiere. Se spune că Dumnezeu este întotdeauna acolo. Și asta este o satisfacție profundă. Se spune că Dumnezeu te va primi întotdeauna înapoi. Și îmi place asta, ca o iau așa ca o certitudine. Ei spun că Dumnezeu nu renunță niciodată și mă bazez pe asta. Ei spun că poți să pleci ani și ani și El va fi acolo așteptându-te când te vei întoarce. Ei spun că poți face greșeală după greșeală și Dumnezeu va ierta și va uita întotdeauna. Spun o mulțime de lucruri. Acești oameni care n-au citit Vechiul Testament. Vine o vreme. O vreme sigură când Dumnezeu se întoarce. Eu nu cred că Dumnezeu s-a schimbat când Hristos a adus noul legământ. Hristos ne-a arătat o nouă față a lui Dumnezeu și este cu adevărat minunată. Dar El nu l-a schimbat pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în veci de veci. Și acest Dumnezeu nu poate fi prostit. Poate că te-a zgâriat un pic pe creier cuvintele astea a lui Cheney. Poate că i-ai auzit pe oameni spunând că Dumnezeu iartă. Dar ai auzit și că Dumnezeu nu poate fi prostit. Și știi că dacă Dumnezeu nu poate fi prostit, atunci El nu poate accepta niciodată să te accepte pe tine cu toate prostiile pe care le-a făcut. Dați-mi voie să vă dau o veste bună în seara asta. În ciuda faptului că Dumnezeu nu poate fi prostit și în ciuda faptului că noi facem adesea o mulțime de prostii, Dumnezeu chiar ne iubește. Dumnezeu chiar ne iubește. Dumnezeu ne iubește indiferent cine suntem, indiferent ce am făcut, indiferent cât de mult timp am petrecut în timp ce am făcut, și El te va ierta cu bucurie și te va accepta dacă te vei întoarce acasă, înapoi, la El. Luca 15, despre asta vorbește. Contextul îl vedem în primele două versete. Sunt unele dintre cele mai frumoase versete din toată Scriptura. Ascultați, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: iată un om care primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Slăvit să fie Domnul. Amin. Niciodată în viața lor, fariseii și cărturarii n-au spus lucruri mai valoroase decât acestea. Iată un om care primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Adică iată un om, iată pe cineva care a venit dispus să intre într-o relație cu oamenii păcătoși. Pentru că atunci când stai cu cineva, când petreci timp cu cineva, când mănânci cu cineva, asta înseamnă să dezvolți o relație cu acea persoană. Fariseii aveau probleme că Iisus stătea în preajma păcătoșilor. Și ca răspuns la această acuzație, Domnul Iisus le spune trei povestiri, trei pilde sau parabole. Pilda oii pierdute, pilda
monede pierdute și pilda sau povestirea fiului pierdut. Domnul Iisus folosește aceste povestiri pentru a le spune fariseilor și cărturarilor: ascultați, oameni buni, eu stau cu oamenii păcătoși pentru că Dumnezeu îi iubește și vrea ca ei să se întoarcă acasă, de fapt în casa uneia dintre marii păcătoși de atunci din Israel, pe nume Zacheu. În Luca 19:10, Domnul Iisus a spus că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În aceste trei povestiri din Luca 15, Iisus ne arată cine este Dumnezeu și ce simte Dumnezeu pentru oamenii pierduți. Aș vrea să înțelegem în seara asta că în prima povestire, tu ești oaia, tu și cu mine. Noi suntem oaia. În a doua povestire, în cea de-a doua povestire, tu ești moneda. Dumnezeu este văduva care o caută, dincolo Dumnezeu este păstorul care caută oaia. În a treia povestire, tu ești fiul pierdut și Dumnezeu este tatăl. Analizând împreună aceste trei pilde, aceste trei povestiri, aș vrea să privim în seara aceasta la cinci dovezi ale iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Prima dintre ele, rog fiți atenți, pentru că e foarte important. Și aici îi rog pe părinții care se roagă pentru copiii lor să fie atenți și ei. Prima, Dumnezeu te va lăsa să faci propriile tale alegeri. Da, Dumnezeu te va lăsa, pentru că te iubește, Dumnezeu te va lăsa să faci propriile tale alegeri. Vedem adevărul acesta descris mai ales în cea de-a treia pildă, pilda fiului pierdut. În pilda aceasta, în povestirea aceasta, cuvântul Domnului ne spune că un om avea doi fii și unul dintre ei, cel mai tânăr, a venit la el și a spus: tată, știi ceva? Mișcă-te repede, dă-i drumul și dă-mi partea mea de moștenire. Sau dacă vreți, în termeni mai puțin politicoși, tată, nu pot să aștept până când vei muri ca să-mi primesc partea mea de moștenire, dă-mi-o acum. Ma, nu știu, dacă ai avea doi fii sau trei sau patru, cum am eu, și unul dintre ei ar veni la tine și ți-ar zice în felul ăsta, chiar și într-o cultură ca a noastră, să nu mai vorbim de cultura de atunci. Într-o cultură ca atunci, un copil care spunea așa ceva era desmoștenit pentru totdeauna. Nu știu cum te-ai simți să vină să-ți spună unul din copiii tăi așa ceva. Poate îi spune, știi ceva, lasă o baltă dacă vrei să te mai trec în testamentul meu. Dar în mod cu totuși cu totul uimitor, tatăl din această pildă, din această povestire, consimte și îi dă fiului său moștenirea. Și imediat după ce o primește, vinde totul, ia banii și pleacă. Și începe să trăiască viața așa cum și-a planificat el. Sau poate nu și-a planificat nimic. Frecventează barurile, își petrece nopțile cu prostituatele, își risipește banii și în mod uimitor tatăl îl lasă să plece. Cred că ceea ce Domnul Iisus vrea să comunice în această pildă este următorul lucru. Pentru că Dumnezeu te iubește, te va lăsa să mergi pe drumul tău. Nu știu dacă ne convine asta sau nu, dar Dumnezeu ne respectă liberul arbitru. Dumnezeu nu își va impune voința Lui asupra noastră. Ne va lăsa să mergem pe drumul nostru, chiar dacă este un drum greșit. Mi-amintesc, am citit cândva povestea unei profesoare, unei învățătoare. Era de acum aproape la pensie, era în vârstă și și-a făcut foarte multe economii. Și-a intrat într-un joc din ăsta, pus într-un o fel de schemă de afaceri, pusă la cale de un mare excroc. Și-a pierdut totul. Și-a pierdut toate economiile, și-a pierdut toți banii.
Și în momentul acela s-a dus la un birou, un fel de birou antifraudă, cum ar fi. Și omul care era acolo la ghișeu, când a văzut-o și a auzit povestea, a țipat odată la ea și a spus: Doamne, nu vă supărați, de ce nu ați venit aici înainte de a intra în toată șmecheria asta? Nu ați știut de biroul antifraudă? Și femeia cu lacrimi în ochi a spus: o, da, întotdeauna am știut despre dumneavoastră. Dar nu am venit pentru că mi-a fost teamă că o să-mi spuneți să nu mă bag în chestia aia. De-aia n-am venit. Vedeți, Dumnezeu s-ar putea să-ți spună să nu faci unele dintre lucrurile pe care vrei să le faci, dar nu te va opri să le faci. Da, Dumnezeu ne spune adesea să nu faci aia sau să nu faci aia, dar nu ne va opri să le facem. Știți, când dăm cu oiștea în gard, când facem prostii, ce spunem? Doamne, cum am ajuns aici? Versetul cheie, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar primul lucru care îl spunem: Doamne, cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici? Cum te-a îngăduit Dumnezeu să ajungă aici? Dar ce ai vrut? Ce ai vrut să facă Dumnezeu? Să-ți tragă frâna de mână? Ce ai vrut să facă? Dragilor, Dumnezeu nu ne-a făcut să fim roboții Lui. El ar fi putut să o facă. Ar fi putut să ne facă astfel încât să facem întotdeauna lucrurile pe care El vrea să le facem și să spunem lucrurile pe care El vrea să le spunem. Însă Evanghelia creează fii, nu sclavi, ne spune Pavel în toată epistola către Galateni. Evanghelia creează fii și fiice, nu sclav. Dumnezeu nu vrea supunerea noastră forțată și constrânsă. El vrea ca noi să-L iubim, să ne închinăm Lui de bună voie, așa că din respect pentru noi, El ne lasă să facem propriile noastre alegeri în viață. Fie să avem o relație de dragoste cu El, fie să ne trăim viața total în afara voii lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, chiar și iadul, da, iadul este o expresie a iubirii și respectului lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Dacă vrei să trăiești viața departe de Dumnezeu, atunci Dumnezeu va onora acest lucru. Dumnezeu nu te poate duce în rai împotriva voinței tale, pentru că acolo este locul împărăției Lui și acolo ar trebui să trăiești sub domnia Lui, iar ție nu-ți place asta. Dacă nu-ți place să trăiești sub domnia Lui Hristos, Hristos nu te va obliga. Și singurul loc care îți rămâne, unde poți să faci ce te taie capul, este iadul. Spunea un teolog: iadul este marele compliment al lui Dumnezeu la realitatea libertății umane și la demnitatea personalității umane. Prin faptul că îi lasă pe oameni să meargă în iad, Dumnezeu le spune: sunteți importanți, vă iau în serios. Alegeți să mă respingeți, alegeți iadul dacă vreți. Eu vă voi lăsa să plecați. Prima dovadă de iubire a lui Dumnezeu față de noi este că Dumnezeu ne respectă alegerile. Ne lasă să facem alegeri, așa ne-a creat. Încă din Eden, vă amintiți? Poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în clipa în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și omul a făcut alegerea care a făcut-o. În al doilea rând, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că El își arată aprecierea față de noi. Da, Dumnezeu își arată aprecierea față de tine. Modul în care Dumnezeu te prețuiește se vede în toate cele trei povestiri.
În prima povestire, povestea oii pierdute, este asemănat cu o oaie pe care păstorul a pierdut-o. Poate că spui, nu mi se pare ceva foarte grozav. Și e de înțeles. Pentru că n-ai cum să înțelegi. Dacă ai fi un păstor în lumea antică, ai înțelege mai bine. Oile unui păstor reprezentau viața lui. Fiecare dintre ele era prețuită și era prețioasă. Prin această imagine, Dumnezeu ne spune, ești prețios. Tu ești prețios, ești cel mai important lucru din viața mea. În cea de-a doua povestire, povestea aceasta a monedei pierdute, este asemănat cu o monedă pe care o văduvă săracă a pierdut-o. Rețineți, femeia asta avea doar 10 monede, fiecare dintre ele valorând cam cât era salariul pentru o zi. Prin urmare, fiecare a fost prețuită. A pierde una singură însemna foarte mult. S-ar putea să vă identificați cu această poveste dacă ați pierdut vreodată o sumă importantă de bani, înțelegeți ce înseamnă să pierzi banul cum a pierdut femeia asta. Prin această imagine, știți care e mesajul? Dumnezeu spune, sunteți valoroși, sunteți o comoară. Sunteți o comoară. Suntem valoroși pentru El. În cea de-a treia povestire, povestea fiului pierdut, suntem asemănați cu un fiu pe care un tată l-a pierdut. Dacă ești tată, și cred că sunt mulți aici care suntem tați, știi cât de important sunt copiii tăi. Prețuirea lor este cu mult peste valoare. Vă puteți imagina cât de dureros ar fi să pierdeți unul dintre ei? Poate că unii ați experimentat asta. Noi ca și familie am experimentat pentru 30 de minute. Ne-am pierdut unul din copii cu mulți, mulți ani în urmă. Într-o aglomerație foarte mare, în satul de vacanță de la Mamaia, prin anii 90. Auzisem tot felul de povești de groază, cu copiii care s-au pierdut, care au fost luați, erau atunci cu tot felul de povești despre copii care erau luați pentru organe, care erau luați ca să fie înfiați de miri unde. Și copilul nostru s-a pierdut. Nu vă puteți închipui prin ce am trecut. Nu erau telefoane mobile, ca acum. Aveam niște stații din acelea Motorola cu care puteai să vorbești. Le primisem de la cineva din America. Mergeau până la 5 km. Și cu stațiile alea vorbeam între noi. Erau mai multe familii. Și cel mai disperat dintre toți a fost fratele lui, mai mare un pic ca el. Și după 30 de minute l-am găsit. Copilul a fost mult mai deștept decât noi toți. Când a văzut că s-a pierdut de noi, s-a dus exact în locul, într-un magazin sau nu mai știu ce a fost, unde fuseserăm înainte cu ceva timp. Și a stat cu minte acolo și ne-a așteptat. Ani de zile. E mare acum. E doctor. Ani de zile soția mea a avut coșmaruri. E o tragedie. O tragedie să pierzi un copil și pentru jumătate de ceas, dar să-l pierzi și să nu-l mai găsești. Prin această imagine, Dumnezeu ne spune că suntem la fel de prețioși pentru El, precum este un copil pentru tatăl lui. Știți, când ceva se pierde, valoarea se intensifică și mai mult. Oile sunt totdeauna importante pentru un păstor. Dar când una se pierde, e cu atât mai importantă. Păstorul pleacă. Și știți, de aici, din povestirea aceasta, este inspirată cântarea pe oaia ce căzuse jos. A ridicat-o el frumos. Și-a dus-o în brațe la izvor, blândul păstor, blândul păstor.
Banii sunt totdeauna importanți pentru o persoană cu un venit fix. Dar atunci când o parte semnificativă este pierdută, se simte foarte mult lipsa lor. Copiii sunt totdeauna prețioși pentru tine ca și părinte, dar imaginează-ți cum dragostea ta pentru ei ar deveni o greutate zdrobitoare dacă unul dintre ei s-ar pierde. O tânără mamă avea probleme. S-a dus la un psihiatru și medicul a realizat că este soție și mamă a 3 copii. Și a întrebat-o, pe care dintre cei 3 copii ai tăi îl iubești cel mai mult? Și ea a răspuns instantaneu, îi iubesc pe toți copiii mei la fel. A făcut o pauză, i s-a părut prea rapid răspunsul acesta, simplu. Și a decis să o sondeze un pic mai mult și a spus, haide, fii serioasă. Îi iubești pe toți copiii tăi, pe toți 3 la fel? Și femeia a răspuns la fel de simplu, da, da, așa este, îi iubesc pe toți la fel. Termină cu prostiile, i-a spus el, termină cu prostiile astea. Este imposibil, din punct de vedere psihologic, ca cineva să privească 3 ființe umane exact la fel. Dacă nu ești dispusă să fii sinceră cu mine, poți să pleci să-ți cauți alt medic. Și tânăra a început să plângă. Tânăra mamă a plâns și apoi a spus, bine, nu-mi iubesc toți cei 3 copii la fel. Când unul dintre cei 3 copii ai mei este bolnav, îl iubesc mai mult pe acel copil. Când unul dintre cei 3 copii ai mei este pierdut, îl iubesc mai mult pe acel copil. Când unul dintre copiii mei este confuz sau suferă, îl iubesc mai mult pe acel copil. Când unul dintre copiii mei este rău, și nu mă refer la obraznic, spune ea, ci foarte rău, îl iubesc mai mult pe acel copil. Și apoi a adăugat, cu excepția acestor excepții, îi iubesc pe toți cei 3 copii ai mei cam la fel. În Luca 15, ni se face cunoștință cu un Dumnezeu care este un tată. Niciodată în vechiul legământ un evreu nu și-ar fi putut închipui că lui Dumnezeu îi pot spune tată. Acelui Dumnezeu care vorbea printre tunetele și trosnetele de pe Sinai. Acelui Dumnezeu în fața căruia părinții lor stăteau îngroziți. Nu-și puteau închipui că îi spui lui Dumnezeu, Tată. Domnul Iisus ne face cunoștință aici cu un Dumnezeu care este Tată. Și în calitate de Tată, El îi iubește pe toți copiii Lui. Dar poveștile acestea despre oaia pierdută, despre moneda pierdută și despre fiul pierdut arată clar că atunci când ești departe de El, când ești pierdut, El te iubește și mai mult. Țin minte, bunica mea avea 8 copii, unul din ei era pierdut. Îi iubea pe toți, dar nu putea, în continuu și în continuu vorbea despre el. În continuu și în continuu vorbea despre el. Aveam un unchi, era verișor cu tatăl meu, avea 10 copii, 9 băieți și o fată, 5 sau 6 dintre ei sunt păstori, erau penticostali. Din toți ăștia, unul, nu știu ce s-a întâmplat, era rătăcit, a ajuns în pușcărie, unchiul suferea foarte mult, se ruga pentru el. Mai mult decât pentru oricare, pentru că era pierdut. Și într-o seară, eram la catecheză la Betel și a venit o doamnă la catecheză. Și împreună cu ceilalți acolo, le-am predat lecția care era și la final,
a venit la mine și mi-a spus, știți, noi suntem rude un pic. Și am zis, wow, cum? Și a spus, știți? Și a zis, wow, sunt soția lui. Și am rămas mască. Până la urmă, Domnul l-a întors și pe el. Chiar dacă a avut Dumnezeu un mod extraordinar, s-a întors soția lui întâi, care n-avea nimic de a face cu lumea evanghelică, cum s-ar spune. Și apoi s-a întors el. Dumnezeu iubește pe toți copiii lui. Dar poveștile astea parcă ne spun că atunci când ne îndepărtăm de el, parcă ne iubește mai mult. Sigur, e impropriu să spui că Dumnezeu iubește mai mult. Dumnezeu iubește și, cum ar zice Eminescu, punctum. Dar asta este percepția noastră. Asta este percepția noastră. De aia părinții care le spun copiilor că dacă nu ești cu minte, Domnul Iisus nu te iubește, spun prostii mai mari ca ei. Copiii care nu-s cu minți sunt iubiți și ei de Domnul. A, că Domnului nu-i place de noi când nu suntem cu minți, asta e altceva. Asta e altceva. Că nu-i place când facem prostii, asta e altceva. Dar ne iubește, ne iubește mult. Al treilea lucru, Dumnezeu nu doar că își arată aprecierea față de tine sau că te lasă să faci alegerile tale, Dumnezeu te caută cu pasiune. Dumnezeu te caută cu pasiune. Tema căutării este semnificativă în toate aceste trei povestiri. Când păstorul și-a pierdut oaia, a lăsat celelalte 99 pe câmp și a plecat să o caute pe cea pierdută, când văduva și-a pierdut moneda, a măturat casa cu grijă până când aceasta a apărut, când tatăl și-a pierdut fiul, deși nu a plecat în căutarea lui. Avem impresia, numai când citim pilda aceasta, că în fiecare zi stătea undeva, îmi imaginez, știți cum îmi imaginez casa lor? Îmi imaginez casa lor undeva sus pe un deal, de unde putea să vadă orice mișcare, că zice, tatălui l-a văzut de departe, dacă era undeva jos aici, n-avea cum să-l vadă de departe. Dar mi-o imaginez undeva sus pe deal, sus pe deal, o casă mare, frumoasă, de oameni gospodari. De acolo tata se uita, se uita după el, în josul drumului, sperând să-și vadă fiul venit acasă. Dacă ești cumva departe de Dumnezeu, fii sigur că El nu doar că te iubește, dar te caută. Știți, există următorul adevăr teologic care îl vedem foarte bine exemplificat în istoria lui Zacheu. Zacheu ăsta mic, mic de statură, voia să-l vadă pe Iisus. Căuta, spune Scriptura, să-l vadă pe Iisus. Și nu putea să-l vadă, că era mic. Se urcă în copac, se ascunde printre frunze și Iisus vine. Și când ajunge la copac, Zacheu, dă-te jos. Observați, oamenii care caută sunt găsiți. Sunt găsiți. Era cineva care îl căuta pe Zacheu dinainte. Iisus a trecut pe acolo special să-l vadă pe Zacheu, să meargă în casa lui. Dumnezeu te caută și te caută cu pasiune. Undeva prin anul 1980-81, un post de radio din America a relatat o știre despre o mașină care fusese furată în statul California. Și poliția a organizat o căutare intensă a vehiculului și a șoferului. A mers până acolo că a plasat anunțuri la toate posturile de radio locale ca să ia legătura cu hoțul, cu cel care furase mașina. De ce? Pe scaunul din fața al mașinii furate era o cutie cu biscuiți, care fără ca hoțul să știe, erau otrăviți.
Proprietarul mașinii intenționa să folosească biscuiții camomeală pentru șobolani. Și acum poliția și proprietarul mașinii erau mai interesați să găsească hoțul, nu neapărat să recupereze mașina, ci să-i salveze viața. Știți, atunci când fugim de Dumnezeu, credem că o facem ca să scăpăm de pedeapsa Lui. Dar ceea ce facem este că evităm salvarea Lui. Evităm salvarea. Cu cât te îndepărtezi de El, El te caută. Dar nu te caută ca să te bată. Nu te caută ca să te pedepsească. Imaginea aceasta a unui Dumnezeu pe post de polițist, pe șef de post, cu bastonul în mână, cu fluierul în gură, gata numai să te trosnească, nu e o imagine biblică. Este imaginea unor frustrați care au încercat să o imprime în mințile oamenilor. Sigur, și aia cu Moș Crăciun e la fel. Dumnezeu nu-i Moș Crăciun, să fie clar. Nu-i nici polițist, nu-i nici Moș Crăciun, ca să ne înțelegem, să fim echilibrați, adică și una și alta. Sunt imagini deformate. Dumnezeu este un tată iubitor. El te caută ca să te salveze, pentru că acesta e motivul pentru care Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și apoi, în al patrulea rând, Dumnezeu te va primi acasă. Dumnezeu te va primi acasă. Vedem adevărul acesta, mai ales în pilda fiului pierdut. Amintiți-vă că băiatul ăsta n-a putut aștepta ca tatălui să moară, să plece din lumea asta, ca să-și primească moștenirea, așa cum era rânduiala. Așa că a cerut-o din timp. Apoi și-a luat banii și-a plecat, dorind să scape. Așa cum fac mulți astăzi tineri. Pleacă, m-am săturat. M-am săturat de reguli. M-am săturat de regulile din casă, m-am săturat de regulile de la biserică, m-am săturat de reguli. Nu mai vreau. Și-a risipit banii într-o viață dezordonată. Când a rămas fără bani, spune Scriptura, a început să ducă lipsă. S-a lipit, spune, de unul din locuitorii țării și care i-a dat o slujbă. Era cea mai minunată slujbă pentru un evreu. Una mai bună ca asta, cu ghilimele de rigoare, nu era. L-a dus pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu era plătit suficient, nici măcar nu-i ajungeau banii să mănânce lăturile de la porci. Vă puteți închipui unde poți să ajungi din cauza păcatului? Să stai să te uiți așa cu jind la troaca porcilor cu mănâncă din lături și să-ți dorești să mănânci lăturile alea. Și unii nu se trezesc până n-ajung lângă troaca cu porci. Și abia atunci, spune, și-a venit în fire. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Atunci a venit în fire și a zis: mulți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu stau și mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și știți, îmi place de fiul ăsta totuși. Fratele Marcu Nechifor ar fi spus: grozav, fiu. Predicat el odată despre cei doi tâlhari și a zis de tâlharul de la dreapta: grozav talhar, grozav talhar, grozav fiu. Sunt atât de mulți oameni care conștientizează starea în care sunt și spun: mă voi duce și voi face și voi drege și nu fac nimic. Tot acolo, în cocină, cu porcii, tot la lături. Tot acolo. Dar nu e ăsta. Când și-a venit, i-a venit mintea la cap, când se produce nașterea aia din nou în mintea lui,
zice, mă voi întoarce și mă voi duce. Și s-a sculat și a plecat. S-a sculat și a plecat la tatăl său. S-a sculat și a plecat. A plecat cu discursul pregătit înspre casă să-i ceară tatălui o slujbă. Dar când a ajuns în raza vizuală a casei, tatăl a făcut ceva. Cred că farisei și cărturarii câțiva au făcut atac de cord când Iisus a spus pilda asta. Pentru că era deplorabil așa ceva. În vremurile acelea ei umblau cu poalele alea lungi până jos și un om de rang înalt, cum era tatăl ăsta, nu putea să fugă în public. Era ceva, pentru că trebuia să ții poalele, să le ridici și să alergi. N-aveai cum, alea nu te lăsau să fugi. Nu puteai. Dar dragostea, credeți că mai ține cont de toate poalele și de toate rânduielile și de toate alea? Tatăl a alergat când l-a văzut. Ăsta a încercat să-și spună discursul. Nici vorbă, tatăl l-a luat, l-a prins în brațe. L-a sărutat mult. Mă gândesc numai ce parfum frumos avea băiatul ăsta. Un fel de porcolino sau nu știu cum se numea parfumul lui. Dar tatăl l-a luat în brațe, l-a luat, l-a îmbrățișat, l-a sărutat. A încercat să-și țină discursul. Tată, am păcătuit împotriva ta. Și tatăl vine și spune, aduceți haina cea mai bună. Tată, nu mai sunt vrednic. Aduceți pantofii și puneți în picioare. Tată, fă-mă, aduceți inelul. Și puneți în deget. Și tăiați vițelul cel îngrășat. Tăiați-l. Pentru că trebuie să ne bucurăm. Trebuie să facem un ospăț. Tatăl și-a întâmpinat cu bucurie fiul acasă, fără mustrări, fără reproșuri. Acum, sigur, asta e doar o paranteză, asta e altă predică, data viitoare, dacă mai mă primiți aici. Închipuiți-vă numai pentru o secundă, dacă în întâmpinarea acestui băiat pierdut ar fi ieșit fratesul și nu tata. Da, lăsăm asta, nu ne stricăm seara cu asta. Ospăț mare. Oare poți să crezi că Dumnezeu te va primi în felul acesta dacă te întorci la El? Dacă vii la El, El nu te mustră, nu te ține la distanță, nu-ți poartă pică, doar te va iubi, te va ierta și te va accepta. Dar pentru asta trebuie să te pocăiești și să vii la El. Trebuie să spui, așa cum a spus băiatul ăsta, tată, am păcătuit împotriva ta, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Cred că sunt o mulțime de oameni care stau departe de Dumnezeu pentru simplu motiv că au impresia că Dumnezeu îi va respinge. Domnul Iisus a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Ioan 6:37. Dacă vei veni la Dumnezeu, El nu te va respinge. Te va iubi și te va accepta. Și ultimul lucru, Dumnezeu sărbătorește restaurarea ta. Observați că Domnul Iisus a spus că Dumnezeu se bucură, Dumnezeu sărbătorește, celebrează atunci când o persoană pierdută se întoarce acasă. În versetul 7, El spune, vă spun că în același fel va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. În casa lui Zacheu, când Iisus a venit la el acasă, unii au cârtit. Știți ce a spus Domnul Iisus? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
sunt trei pregătiți deja de catecheză. Cum ar fi să fie patru sau cinci? Cum ar fi ca în seara, sau șase, de ce nu? Cum ar fi ca în seara asta, unul singur, unul? Vă dați seama ce bucurie? Vă dați seama ce bucurie ar fi în cer? Dacă în seara asta, la final, cineva ar merge la fratele Remus și ar spune: frate Remus, scrie-mă și pe mine la catecheză. Da, s-ar bucura păstorul, s-ar bucura biserica, dar în cer, în cer o bucurie extraordinară. Versetul 10, vă spun că în același mod există bucurie în prezența îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Pentru un singur păcătos. Iar aici, partea asta a pildei se încheie așa: să sărbătorim cu un ospăț, să mâncăm și să ne veselim, zice Cornilescu. Să sărbătorim cu un ospăț, pentru că acest fiu al meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Și au început să sărbătorească. Știi ce va face Dumnezeu dacă tu în seara asta decizi să te întorci acasă la El? Va da un ospăț. Va fi sărbătoare în cer, pentru un singur păcătos care se va întoarce. Bob Benson, un scriitor american, într-o carte pe care o intitulează Vino să împărtășești ființa lui Dumnezeu, povestește despre momentul în care a fost nevoit să-și ducă fiul, care era adolescent, undeva la vreo 1200 de kilometri de casă, să-l lase la o cameră de cămin de la facultate, pentru că începuse universitatea. Era și el și soția, erau mândri de fiul lor și încântați cumva de începutul carierei universitare. Însă inimile lor erau îndurerate de durere, deoarece fiul lor, care fusese cu ei de la naștere, se afla la 1200 de kilometri distanță. Când unchiul meu, tatăl cel mai mare al tatălui meu, a plecat în armată la Reșița. De la noi, de la Coșteiul de Sus, a plecat la Reșița. Distanțele, în vremea aceea, se măsurau în poște. Până la Lugoj, erau 3 poște. Până la Reșița, de la noi, de la Coșteiul de Sus, erau 9 poște. Și baba, așa îi spuneau ei la bunica, îl iubea tare, tare mult pe cel care l-a întâi născut. Și ăștia la alți 2-3 care erau după, făceau mișto, făceau glume cu bunica. Babo, știi unde au plecat? Știi câte poște sunt până acolo? Spuneau, până la Logoj, îți 3 poște, până la Reșița, 9. Când auzea baba săraca, plângea, 9 poște. Așa erau părinții ăștia. A plecat fiul care a stat cu ei în casă 1200 de kilometri, abar n-am câte poște până acolo. Și își amintește Benson, cineva a spus: încă mai aveți 3 acasă. Încă mai aveți 3 acasă. 3 copii frumoși. Încă mai este destul zgomot, destule meciuri de fotbal la care să mergeți, destule responsabilități, destule râsete, destule de toate, cu excepția lui Mike, așa îl chema pe ăsta, care plecase la facultate. Dar zice el, în matematica parentală, 4 minus 1, pur și simplu, nu este egal cu destul. Și mă gândeam, spune el, la Dumnezeu. Cu siguranță că are o mulțime de copii, o mulțime de artiști, o mulțime de cântăreți, o mulțime de tâmplari, o mulțime de predicatori, o mulțime de toată lumea, cu excepția ta. Iar toți oamenii nu-ți vor putea lua niciodată locul. Și întotdeauna va exista un loc gol în inima lui.
și întotdeauna un scaun liber la masa lui, atunci când nu ești acasă. Și dacă din când în când ți se pare că el te înghesuie puțin, încearcă să-l ierți. S-ar putea să fie una dintre acele nopți în care este atât de dor de tine, încât abia mai poate suporta. Știți, uneori am auzit multe mărturii a unor oameni care s-au întors la Domnul din necaz. Dar atunci când Dumnezeu strânge piciorul, așa ca și lui Balaam, ți-l strânge la perete, atunci o face că nu mai poate de dorul tău. Asta e ideea. Atunci o face pentru că vrea să te determine, nu vrea să te distrugă. Vrea să te determine să te întorci la el. Era un frate cu ani de zile în urmă, a venit la botez, era cu gura așa, într-o parte și cu fața. De 4 sau 5 ori i-a promis Domnului, în 2 sau 3 cazuri din spital, de pe patul de spital: Doamne, dacă mă scapi, mă pocăiesc. Într-o zi, spune, m-am întâlnit cu un tren. L-a lovit trenul la o trecere. Era cu bicicleta. A rămas așa. Dar s-a întors. Mai bine a fost așa decât în iad perfect. Dumnezeu ne iubește și ne caută. Nu aștepta momente din acelea când îți strânge piciorul la ușă. Dacă vrei să te întorci acasă la El astăzi, lasă-mă să-ți spun foarte scurt și am încheiat. Știu că am depășit câteva minute, dar închei imediat. Lasă-mă să spun cum să faci asta în modul cel mai simplu, fără niciun fel de presiune sau manipulare. Nu-i genul meu, nu cred în asta. Cred că Dumnezeu mă cheamă să predic cuvântul și cred că Duhul Sfânt are sarcina de a convinge, nu eu. Vrei să te întorci acasă la El astăzi? Mai întâi spune că ai fost departe de El. Mărturisește asta. Că ai trăit viața în felul tău, în loc de a trăi în felul Lui. Apoi spune că vrei să te întorci acasă. Spune că vrei să vii acasă. Spune: Doamne, vreau să vin acasă. Doamne, iartă-mi păcatul. Potrivit cu moartea Ta pe cruce pentru mine, invită-L pe Iisus ca Domn înviat al vieții tale. Să vină în inima ta, în viața ta. Și apoi, dacă ai făcut asta, mulțumește-I, El te primește în familia Lui. Poate te întreb: mă iubește Dumnezeu și pe mine? Sigur că te iubește. Te iubește așa de mult că și-a dat Fiul să moară pentru păcatele tale. Pe crucea de la Golgota, pentru păcatele tale și ale mele și ale noastre, ale tuturor, El a murit moartea noastră. A murit pentru noi și a murit în locul nostru, ca noi să putem să venim la Tatăl. Ne-a iubit și ne iubește mereu. Întrebarea este: ce aștepți? Hai acasă. Amin.